organizatorilor, domnului profesor George Bodo și domnul profesor Ioan Dura pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, deja an de an, o prezență, nu știu, sper suportabilă. Și încep intervenția mea prin a vă aduce în discuție un fragment din Faptele Apostolilor, pentru a vedea în ce măsură aceste afirmații din fragmentul pe care îl voi cita se adeveresc ele și în ce măsură unele cuvinte de aici vă atrag atenția. Îl citesc ler și la urmă o să vă întreb ce cuvânt mi s-a părut dumneavoastră important și relevant aici, după ce voi prezenta și eu, pentru a vedea dacă suntem pe aceeași coordonată, pe aceeași coordonate și ne-am gândit la același lucru. Este un exercițiu și pentru mine, beneficiind de experiența și competența dumneavoastră în diverse segmente ale filozofiei și teologiei. Fragmentul cu pricina din Faptele Apostolilor este din capitolul 8, 27 cu 31 și el sună astfel. Citesc. Și iată, un bărbat din Etiopia, Famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată visteria sa, venise la Ierusalim să se închine și se întorcea acasă. Și șezând în carul său, citea pe prorocul Isaia. Iar bucul i-a zis lui Filip, apropie-te și te alipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit, citind din prorocul Isaia. Și i-a zis, înțelegi oare ce citești? Iar el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Se întrebă. Acesta este citatul din Faptele Apostolilor, pe care l-am reprodus aici. Mi se pare un concept fundamental pe care l-am întâlnit, un cuvânt important pe care l-am întâlnit în acest citat, pe care îl voi verifica după scurta mea expunere. Cu toții știm că expresia din titlul acestei prezentări, piată din capul unghiului, provine din Scriptură. Ea se regăsește atât în Vechiul Testament, spre exemplu în Psalm 118:22, dar cel mai frecvent apare în Noul Testament și o găsim în mai multe locuri. Matei, Luca, Fapte, Petru 2 și așa mai departe. Specialiștii care se pricep la modul de construcție din timpurile biblice, ne spun că această formulare poate fi înțeleasă în două moduri, deci piată din capul unghiului. Pe de o parte, ar fi vorba despre o piatră masivă care avea un rol esențial la consolidarea fundației, al unei construcții, iar legând cele mai multe pietre de mici dimensiuni, deci era o piatră masivă care se punea la fundație pentru a lega pietre de mici dimensiuni, iar pe de altă parte ar fi vorba despre o piatră atent șlefuită de meșteri care închidea arcadele unei bolți. Vă imaginați două bolți și o piatră din capul care venea de deasupra lega cele două bolți. Deci vedem că atât și într-un caz și în celălalt avem de face cu un element esențial, fără de care nu se poate realiza, finaliza respectivul edificiu. Trecerea din registrul arhitectural în cel interpretativ, încercăm să o suspindem în rândurile de mai jos. Încă un element care apare în Scriptură și referitor la această piatră, este faptul că ea a fost neglijată, această piatră din capul unghiului, de constructorii de la timpul respectiv. Vom vedea că acest citat scripturistic din titlu și continuarea sau un loc inclasabil, apar unele elemente, dar și unele, situații în care putem sesiza o contradicție între sensul inclasabil și piatra din capul unghiului. Dar toate acestea pe parcurs. Cât despre sensul inclasabil despre care vreau să vorbesc, lucrurile sunt puțin mai complicate. În timp ce sângele martirilor poate fi sămânța bisericii, după cum a afirmat Tertulian, osteneala exegetului poate fi sămânța ereziei. Așadar, în absența apartenenței la o anumită tradiție, în cazul nostru tradiția bisericii, riscul derapajului interpretativ este foarte posibil. De la Origen și până la Palama, ca să aleg doar două în acest interval foarte larg, nimeni nu a încercat să se poziționeze în afara tradiției. Poziționând în afara tradiției, erai catalogat suspect sau eretic în cel mai rău caz. Este limpede că Scriptura rămâne, pentru a rămâne o carte deschisă, așa cum se spune în Isaia și în Apocalipsă, trebuie tămăcită pentru a fi înțeleasă. Dar toți plecau de la următorul, la următoarea certitudine. Scriptura este insuflată de Dumnezeu, așa cum apare în 2 Timotei. Ce înseamnă Scriptura? Cum ne putem noi raporta la ea pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu? Cine ne garantează nouă că înțelegerea este corectă? La aceste întrebări a încercat să răspundă, printre primii, părintele hermeneutice biblice Origen, care ne avertizează că nu există o înțelegere deplină a textelor sacre. Nu există o înțelegere deplină, ci doar prilejul de înțelegere, cum ne spune în omilii la Cartea Numerilor. Tot Alexandrinul stabilește pentru întâia oară nivelurile interpretării Sfintei Scripturi, care abordează explicit această
doctrină în cartea a patra a tratatului despre principii. Totuși, la Origen nu întâlnim doctrina celor patru interpretări, așa cum apare ea foarte clar explicată la Ioan Casianu, ci apare doctrina celor trei interpretări. Da? Pe de o parte avem sensul literal, urmat de cel moral și de cel mistic. Exegeții care s-au aplicat asupra hermeneutici de Origen consideră că, într-adevăr, sunt enunțate trei sensuri ale Scripturii, însă Origen vorbește foarte puțin spre deloc despre sensul intermediar. Era interesat foarte puțin de sensul moral, el interesa doar litera, în sensul literal. De ce îl interesa sensul literal? Pentru că în absența sensului literal, cum ne spune și Eco peste secole, peste milenii, nu putem să avem un act interpretativ. Dacă nu avem ceva de la ce să plecăm, nu putem interpreta. Deci sensul literal, oricât de profan și de simplu ar fi, trebuie să fie ca să putem pleca de la el. Dar Origen era în special interesat de celălalt sens, pe care îl numește în diverse moduri. Noi am spune sensul spiritual sau sensul duhovnicesc. Însă el folosește și sensul anagogic. Folosește un sensul anagogic. Termenul anagoghe este un termen atestat prima dată la Origen. Dacă pe de o parte avem, să zic, este un termen care s-a... Termenul anagogie este forjat prima dată de Origen, tocmai în această teorie a interpretării. Deci nu apare înainte de Origen, ne spun specialiștii. De altă parte, Origen, ținând de școala alexandrină, cum bine știți, el era, să zic, puternic influențat de un alt autor important, și anume de Filon Alexandrin. În privința hermeneuticii, influența lui Filon este una importantă. Bineînțeles că acum, în posteritatea lui Ioan Casianu, unde apare explicit în Așezăminte Monahale, unde apare explicit doctrina celor patru interpretări, aceasta se întâlnește până târziu în Evul Mediu, sub diverse modalități și diverse forme. O întâlnim la autorii latini din Berșug, am mai citate, dar nu vreau să o plictisesc cu el. Se întâlnește frecvent chiar și la Dante, se întâlnește în textul lui Dante, se întâlnește la filozofi, la teologi, la toți cei care vreau să aibă sau doreau să aibă un raport cu textul sacru. Trebuiau să știe, să aibă o modalitate, o metodă prin care să-l abordeze. Bineînțeles, acum, dincolo de influența lui Filon asupra lui Origen, care este una limpede din punctul meu de vedere, există și o influență de sorginte iudaică pură. Nu neapărat prin filtrul unui iudaism venetizant, cum era la Filon, ci prin, să zic așa, prin exegeza iudaică. Erau și la ea, în ermeneutica iudaică, erau patru metode de exegeză, care îl precede Origen, evident. Și acestea erau, să zic, tot în număr de patru, nu le mai amintesc aici, dar le găsiți, dacă vreți, în Talmud. Bineînțeles, această doctrină a celor patru interpretări a beneficiat de o exegeză amplă și exhaustivă, realizată de Henri de Lubac în patru volume. Cei curioși pot vedea acolo metamorfoza acestei doctrine, cum s-a schimbat, cum a evoluat. Întâlnim sensul literal, sensul moral, sensul tropologic, sensul tipologic. Se tot schimbă, nu vine în funcție de autor, de epocă și așa mai departe. Însă esențialul este, pe de o parte, rezumat, condensat în două sensuri limită. Pe de o parte sensul literal sau sensul istoric și pe de altă parte sensul duhovnicesc sau sensul anagogic. Asta, pe de o parte, ar epuiza toate cele patru sensuri ale Scripturii. Bineînțeles, în Evul Mediu mai găsim și formule de genul acesta foarte libere, cum că sensurile Scripturii sunt precum coada unui păun. Nu? Adică infinite. Dacă noi am văzut un păun vreodată la televizor sau în realitate, ne dăm seama că păunul are într-adevăr o multitudine de culori, o paletă foarte bogată, dar nu sunt chiar infinite. Deci aceste sensuri sunt numărabile, adică putem avea. Dar ele toate se restrâng sau se adună sub această paletă a doctrinei celor patru interpretări. Bun. Totuși, un sens îmi pare mie că scapă acestei doctrini, nu poate, un sens despre care vreau să vorbesc, îmi pare că scapă acestei doctrini și nu poate fi clasificat în niciuna din aceste tipologii despre care am amintit foarte pe scurt. Și acest sens, în mod paradoxal, vine din Evanghelie. Nu este, să zic, o chestiune de exegeză ulterioară, ci vine chiar din Evanghelie. Un indiciu în acest sens mi l-a oferit un fragment din comentariul la Tatăl nostru pe care îl face Maxim, sau Maxim Mărturisitor, și Maxim spune în felul următor. Teologie ne învață cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că se întrupează, arătând în sine pe Tatăl și pe Sfântul Duh.
Această afirmație m-a bulversat și m-a intrigat pe de altă parte să cercetez de ce teologie ne învață doar Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții știm că avem o sumedenie de teologi chiar și printre noi, teologii în istoria bisericii sunt nenumărați, însă Maxim se limitează la a spune că teologie sau teologul prin excelență este doar Hristos. De ce este doar Hristos? Asta a fost pentru mine o problemă de, să zic așa, de a demara o cercetare. Este adevărat că Maxim se încadrează și el aici într-o tradiție care ținea tot de școala alexandrină, care vedea uneori un sens mai adânc al Scripturii, care nu se încadra nici el în tipologia celor 4, 3 sau 4 interpretări. Dar acest sens se fereau să-l divulge. Era vorba de un sens care nici Origen nu îl divulgă, doar face niște aluzii la el, un sens, nici nu îl numește într-un fel anume, un sens pe care nu trebuie să-l comunicăm în niciun fel. Totuși, în posteritatea lui Origen, găsim la Evagrie, în Scolii la Proverbe, următoarea afirmație. Evagrie vorbește despre un sens întrupat. Deci în Scolii la Proverbe 22:7, în ediția Gehen, vorbește despre un sens întrupat. Ori, Gabriel Bunghe, care comentează textul Evagrie, spune așa. Este vorba despre un sens care se referă la chestiuni ce țineau de eschatologie, la judecată și la providența divină. Trebuie meditat pentru sine, la acest sens trebuie meditat pentru sine, fără a divulga rezultatul meditației. De ce era un sens ascuns? Era, deci, exegetul, după ce interpreta Scriptura potrivit canoanelor școlii, Origen spunea că pentru a înțelege sensul literal trebuie să ne ocupăm de cartea Proverbelor, pentru a înțelege sensul moral trebuie să ne ocupăm de cartea, eu știu, Iov sau așa mai departe. Pentru a înțelege sensul mistic, duhovnicesc, și asta doar pentru cei inițiați care ajung la un anumit nivel de înțelegere, trebuie să ne ocupăm de Cartea Cântării Cântărilor, care era exercițiul prin excelență, ca să zic, examenul care îl dădea un exeget. Erai cu adevărat un exeget al Scripturii când reușeai să tărmăcești Cartea Cântării Cântărilor. Ei, aceasta, acolo trebuia să surprinzi sensul cel mai adânc care se află în spatele acestei. Ori, vedem că la posteritatea lui Origen, la Evagrie, deci până în 399, sesizăm un alt sens pe care nu trebuie să-l comunici. Deci este un sens de meditație, după ce depășea tot acel alt sens, era un sens de meditație, iar rezultatele la care ajungeam nu trebuiau comunicate, erau doar pentru sine, pentru exeget, pentru subiectul în cauză. Și uneori acest sens, numit sensul întrupat, este numit incomplet și altfel, sensul eschatologic, sensul superior și așa mai departe. Însă, aici eu văd, și mai jos o să explicitez, văd două paliere care se întâlnesc și care se explicitează și se fac posibile reciproc. Pentru că, până la urmă, ca să anticipez la din concluziile intervenției mele, este vorba de o înțelegere care se bazează pe un act teandric. Teandric e energia, știți conceptul din Dimisia Areopagitul, Epistola a 4-a către Gaius. Deci, orice act de interpretare al Scripturii, cel puțin, trebuie să fie un act teandric. Ce înseamnă asta? În termenii lui, și pun în joc două concepte. Pe de o parte, un concept care vine pe filieră filozofică și s-a metamorfozat de-a lungul timpului, cel de analogie, iar pe de altă parte, termenul de anagogie, care, cum v-am spus, adineaur este forjat în scrierile lui Origen. Ce-i cu acest termen de analogie în câteva cuvinte? El se naște, cum bine știți, în mediul pitagoreic, în școala matematică a pitagoreicilor și este preluat de către Platon, este pus la lucru în diverse contexte, ajunge la Aristotel, care și el utilizează pe larg acest concept în diverse registre, însă el este preluat odată cu creștinismul și în textele părinților bisericii. O primă metamorfoză importantă și o primă transformare a acestui concept apare în scrierul lui Dionisie Areopagitul, unde acest concept de analogie nu mai este pus la lucru cu o accepțiune matematică de proporție, de raport între entități, două sau mai multe, ci este cu o altă conotație. Este înțeles acest termen de analogie drept capacitate. Deci capacitate de măsură de a recepta ceva. Are un sens pasiv de a recepta ceva. Când spune la Dionisie veți întâlni de peste 70 ceva de ori în tratatele sale termenul analogie, 72 mai exact, și totdeauna are un sens de pasiv, de receptare a ceva. Eu am înțeles Scriptura după capacitatea mea, după puterea mea. Apare acest catanalogia frecvent în greacă, catanalogia, care înseamnă după puterea mea, după măsura mea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu citesc un text
Și l-am înțeles, cum spunea și domnul profesor Șandru, după măsura mea, după capacitatea mea, după subiectivitatea mea. Adică nu e un sens obiectiv. Eu l-am înțeles atât, atât am putut. Deci, pe de o parte e o prudență față de așa, pe de altă parte este și un act de smerenie, care eram înregistrat. Ei, dar pentru mine este interesant și din altă perspectivă. Totdeauna interpretul, cel puțin în textele părinților bisericii, pe care am eu în vedere, acest termen, analogia, se traduce și mai târziu, primii care au tradus textele lui Dionisie în greacă, mă refer aici la Hilduin, la Erigena, traduc într-un mod foarte interesant. Erigena, pe care l-am amintit ieri și care avea puține instrumente la îndemână pentru a traduce din părinții greci, traduce analogia prin curaționabilitas într-un fel, dar pe de altă parte traduce și prin vantum potest. Atât cât se poate, îl traduce uneori. Bine, și Hilduin are câteva pasaje încât ei prinseseră acest sens nou pe care îl utilizează Dionisie. Nu mai este o proporție, nu mai este disorginte matematică, ci are altă conotație, trecută cumva în registrul ontologic, dacă îmi permiteți așa, în registrul persoanei, că eu sunt capabil de ceva. Sunt capabil să primesc ceva. Deci, pe de o parte, avem deschiderea subiectului, a exegetului care vrea să tâlcuiască Scriptura. El se deschide fiind capabil să primească ceva. Dar nu primește nimic deocamdată. Acum, trebuie, ca să avem interpretarea completă, trebuie să vină ceva care să umple această deschidere a subiectului, această capacitate de primire, sunt în măsură să primesc ceva. Bun. Și ca să anticipez cumva, pe de altă parte, trebuie să vină un sens pe care îl oferă, cine îl oferă în cazul nostru? Este un sens pe care îl oferă Hristos însuși. Da. Și acest element se regăsește atât la Dionisie, dar mai pregnant la Maxim, care vine cu un sens anagogic. Dar sensul anagogic, dacă ne luăm și etimologic, înseamnă tindere către ceva, tindere în sus, anagogein, nu tindere în sus, ar fi un sens așa. Dar nici acest sens anagogic nu epuizează pe deplin sensul pe care îl livrează, pe care îl pune Hristos în fața ucenicilor. Bineînțeles, putem spune că e o simplă speculație această afirmație mea, ipoteză de lucru. Este adevărat. Însă, un pasaj din Scriptură mă ajută teribil. Este pasajul din Luca, dacă nu mă înșel, unde ni se povestește, singur de altă din Evanghelie, unde ni se povestește acel episod al ucenicilor care călătoresc spre Emaus. Cum bine știți cu toții, la un moment dat, în drumul spre Emaus, se alătură celor ucenici, un străin. Ce face respectivul străin? Le tâlcuiește Scripturile. Când ajung ei la Emaus, cum bine știți, când la prângerea pâinilor li se deschid ochii și văd că respectivul străin care i-a însoțit pe tot drumul și le-a tâlcuit Scripturile nu era altcineva decât Hristos. De ce face Hristos pe drum cu ei? Le tâlcuiește Scripturile. Deci fără această interpretare, această tâlcuire pe care o face Hristos, ei nu ar fi capabili să înțeleagă Scripturile. Și vorbim despre niște ucenici care erau inițiați cât de cât în acest. Nu erau niște oamenii neavizați, niște oameni. Deci erau cât de cât familiarizați, ca să spunem așa, cu textul Scripturii. Deci, așa văd eu. Deci, sensul pe care îl oferă Hristos este un sens, anticipând cumva, este un sens inclasabil. Pentru că acest sens, chiar dacă este explicit în Evanghelie, pentru că Hristos le tâlcuiește și le oferă o cheie de lectură acolo, la care noi nu avem acces. Însă Jean-Luc Marion, care este foarte atent la acest episod, Jean-Luc Marion, în două texte ale sale, ne spune că avem de-a face cu o ermeneutică eschatologică, spune el. Bine, de aici abordează mai departe cu o ermeneutică fără sfârșit. Da? Care, în momentul în care Hristos frânge pâinea, le lasă ucenicilor celelalți. Le lasă Euharistia în loc său. El se ridică la cerul ulterior, nu? Și le lasă ucenicilor Euharistia ca semn de recunoaștere la prezenței sale, nu? Și atunci, o ermeneutică, o interpretare corectă nu se poate face în absența sau în lipsa acestui element. Bineînțeles, trec acum la un alt registru, vă mai rețin atenția cu câteva cuvinte, lăsându-vă dumneavoastră după aia posibilitatea să mă chestionați la sânge. Există această dezvoltare a schiței pe care am prezentat-o dumneavoastră, o găsim mai atent analizată de către Maxim. Și plec de la o constatare a lui David Bentley Hart, care spune că înainte de a fi o știință speculativă, teologia este un trabaliu hermeneutic. Este un trabaliu hermeneutic, dar cine poate justifica sau cine poate să spună că demersul nostru interpretativ este unul corect sau incorect?
Ca să parafrazez cumva pe Ieronim, care era și el foarte atent la doctrina acestor, la doctrina sensurilor multiple, la sfârșitul unei cărți de exegeză, Ieronim spune: v-am prezentat aici o sumedenie de interpretări, însă numai Dumnezeu știe care e cea bună. Deci, el ne prezintă acolo tot așa, dar nu era nici el, să zic așa, limpede, numai Dumnezeu știe care e cea bună. Apropo de Ieronim, tot așa ca o paranteză, în comentariul la cartea unui profet mic, dacă mi-aduc bine aminte, spune să nu pe o pagină, deci cartea cum vine și să ai două pagini, una așa și una așa. Pe pagina asta spune așa Ieronim: să nu faceți pe cum a făcut ereticul Origen, care nu știu ce a făcut și nu știu ce, să nu utilizați. Pe pagina asta spune așa: potrivit interpretării anagogice, care era exact din Origen, deci pe de o parte el verbal spune, nu faceți pe acest eretic, nu știu, dar preia toată metodologia și toată tehnica de interpretare Origen și o aplică magistral pe un text. Apropo de Ieronim și cum se deziceau urmașii săi de Origen. La fel fac mulți. Maxim însuși se dezice de Origen în actele procesului, spune anatema lui Origen și celor care i-au urmat, însă el dezvoltă în mai multe locuri o exegeză de toată frumusețea după principiile clasice ale origenismului și nu doar el. Bun. Revin la ideea că cine ne justifică sau cine zice că interpretarea noastră este una bună sau incorrectă. Dacă ar fi să recurgem la standardele hermeneutice moderne din posteritatea lui Schleiermacher cel puțin, de la care se revendică într-un fel sau altul toate direcțiile hermeneutice filozofice, exegeza patristică nu își propune niciodată descoperirea unui sens ascuns. Noi știm că de la Schleiermacher noi trebuie să săpăm într-un text, să găsim un sens pe care autorul l-a pus într-o dată. Asta era una din, să zic, condițiile pe care trebuie să le îndeplinim. Ori ei nu își propuneau, părinții bisericii nu își propuneau să găsească un sens. Un sens în sensul lui Schleiermacher. Cu atât mai puțin nu cunosc niciun părinte al bisericii eu care să încerce înțelegerea unui autor mai bine decât să înțeles pe el însuși. Dacă ar vrea să raportăm la textul Scripturii, ar fi cu neputință de a aplica și acest principiu al lui Schleiermacher, pentru că textul Scripturii toți plecau de la ideea, pleacă la ideea că este inspirat și atunci nu poți să înțelegi mai bine decât s-a înțeles autorul respectiv. Deci nici aici nu funcționează până la capăt, să zic așa, tipologia pusă la lucruri de Schleiermacher. Nu își puneau astfel de probleme ei, părinții bisericii nu își puneau astfel de probleme. Singura preocupare a părinților era aceasta. De fapt, nu Scripturile sunt cele interpretate, ci Hristos este cel care este interpretat prin intermediul Scripturii. Această răsturnare apare la John Bear și el o pune la lucru mai multe texte ale sale. Vedem că nu Scripturile erau cele interpretate, ci Hristos trebuie căutat, interpretat, utilizând aceste Scripturi. Dacă îmi permiteți acum o paranteză, e vorba de ontologizarea textului sacru și iarăși trebuie să recurg la Ambigua 13 a lui Maxim, care vorbește acolo de trei întrupări ale Logosului. Pe de o parte avem întruparea Logosului în creație, cum bine știți, Logos s-a întrupat în creație, la pace, la lume. Pe de altă parte avem întruparea Logosului în literele și silabele Scripturii, spune Maxim. Deci Logosul s-a întrupat și în Scriptură și de aceea trebuie să pată în Scriptură pentru a-L găsi pe El, pentru a-L descoperi. Și a treia întrupare a Logosului este în mod desăvârșit în persoana lui Iisus Hristos. Deci, pe noi ne interesează în acest moment doar ontologia textului sacru, să spun așa, unde trebuie să-L căutăm pe Hristos în literele și în silabele Scripturii. Dacă punem la joc această tripartiție a lui Maxim și pe noi ne interesează doar palierul din mijloc, vedem că se justifică cumva această răsturnare pe care am amintit-o, că trebuie să-L căutăm pe Hristos în spatele literelor și a silabelor din textul sfânt. Scriptura îl are ca început, cum am spus, centru și finalitate pe Hristos. Este într-o întregime cristocentrică, de vreme ce însuși Moise a scris despre mine, cum ne spune Ioan 5:26. Nu? În Ioan 15:46 spune Hristos, Moise a scris despre mine. Deci și în Vechiul Testament avem aici o justificare. Sau un alt fragment, tot din Ioan 5:39 de astă dată, cercetați Scripturile, că să portiți în ele că aveți viață veșnică și acelea sunt cele care mărturisesc despre mine. Până la apariția Evangheliilor, erau considerate Scripturi acele scrieri numite astăzi Vechiul Testament. Și acum, revenind la pasajul din Emaus, deci ce tâlcuiește acolo Iisus Hristos pe drumul către Emaus, sunt evident că scrie Vechiul Testament, cum nu vă dați seama. Bun. Mai găsesc foarte multe argumente la autori din perioada creștinismului timpuriu. Nu invoc aici decât unul care l-am întâlnit la Irineu al Lionului, care ne spune așa.
Domnul răstignit și înviat, cunoscut în acest fel, devine punct de plecare în citirea Scripturilor. În termenii lui Irineu, el este ipoteza, asta ne spune el în cartea îndreptată împotriva ereziilor, este ipoteza la care trebuie plecat în tărmăcirea, interpretarea Scripturilor. Bineînțeles, l-am dat pe Irineu exemplu, dar sunt mai multe, să zic, texte ale autorilor de creștinismul timpuriu, atât din Răsărit, cât și din Apus, care confirmă această ipoteză a mea, cum că Hristos trebuie să fie cel căutat. Și mai jos o să vă dau câteva trimite. Bun. Aici mai sunt mai multe elemente pe care nu le mai amintesc ale unor exegeți care se referă la acest episod în drumul către Emaus, pe care le sar pentru a nu vă plictisi. Pe de o parte, cum am spus, sunt și părinții ai bisericii care confirmă această ipoteză, dar este și o pleiadă de exegeți contemporani care s-au plecat asupra acestui element și surprind foarte bine, să zic, ceea ce am spus. Pe de altă parte, este un termen foarte important pe care l-am întâlnit în Ioan 1:18. Este un termen în greacă, este exegesato, care el apare trei ocurențe în Scriptură, exegesato, în Biblia Sinodală, tradus aceste ocurențe prin trei termeni diferiți. Iar și o problemă de traducere, un singur termen în greacă tradus prin trei termeni diferiți. Este vorba de exegesato care se regăsește în Ioan 1:18, se regăsește în Fapte 15:14 și în Iov 28:17. Termenul acesta în Ioan sună așa, în traducerea autohtonă. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul cel unu născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și aici avem exegesatul prin cunoscut. Dacă am exegesatul care pune bine, să zic așa, ne trimite la un prim sens, ar fi exegeză interpretare. Dacă punem în locul acestui cunoscut interpretare așa, suna în felul următor. Hristos este cel care îl târcuiește, care îl descoperă pe Tatăl. Deci vedem că termenul acesta exegesatul nu este pus la întâmplare. Vulgata aia lui Ieronim traduce termenul prin enarabit. Hristos este adevăratul interpret care tâlcuiește textele ce vorbesc despre el, ar fi într-o traducere după Ieronim. Deci Hristos este cel care tâlcuiește textele ce vorbesc despre el. Și vedem aici că avem reprezentat foarte clar acel cerc hermeneutic despre care se vorbește, știu, la Gadamer și la alți autori, la Heidegger. Cercul hermeneutic este aici deplin reprezentat, pentru că Hristos tâlcuiește niște texte care vorbesc tot despre el. Deci vedem că această circularitate este prezentă. Bun. Sunt mai multe fragmente din Luca 24, capitolul pe care l-am invocat cu drumul către Emaus. Mai există un loc în Galateni 4:19 care spune așa: până ce Hristos se va forma în noi. Aici avem, la pentru forma, avem morfe, ar fi în greacă, morfe, forma, avem acest termen. Și este foarte interesant, pentru că îl coroborez cu ipoteza de mai sus, pentru că adevăratul sau exegetul prin excelență al Scripturii trebuie să suporte acest proces de modelare, de formare. Până Hristos se formează în el, deci trebuie să suporte acest proces. Mai mult decât atât, termenul Hristomorf privilegiază mai mult acțiunea divină care trebuie să lucreze în om. Cuvântul îl formează pe credincios așa cum Iisus, încă din sânul Maicii sale, merge purtat de ea să-l formeze pe Ioan, pe când acesta se afla în sânul Elisabetei. Ne spune Origen în comentariul la Ioan. Deci vedem că analogia dintre cum se formează, cum ar trebui să se formeze Hristos în noi, este cum s-a format el în pântecele mamei sale, în orice este de puternică credință. Totuși, Hristos nu se formează în mod egal în toți credincioșii, ci în funcție de capacitatea fiecărui de a primi pe Hristos. Și aici vedem din nou acel concept pus la lucru de analogia după capacitate. Pentru că nu există așa o formare unitară, uniformă la toți la fel, ci fiecare în funcție de capacitățile sale, de virtuțile sale, am putea spune, de meritele sale, într-un sens mai larg. Mai mult decât atât, în Ambigua 42 către Ioan, Maxim vorbește despre o remodelare și termenul în greacă este anaplasis, o remodelare a omului după chipul lui Hristos. Vedem că aceste exemple de ce le-am tot invocat? Pentru că Hristos este în centru și omul trebuie să se modeleze, să se remodeleze, cum spune Maxim, după chipul lui Hristos, pentru a înțelege cu adevărat Scriptura și pentru a trăi o viață în conformitate cu preceptele Evangheliei.
Un alt element pentru a vedea această legătură strânsă între Hristos și om este pasajul din Ambigua 13, unde Maxim face o afirmație extrem de îndrăzneață, unde spune ceva de genul: omul și Dumnezeu sunt modele, paradigmata în greacă, sunt modele unul altuia. Într-o discuție cu un amic din Franța, teolog, când această afirmație care era străină, l-a șocat și a zis că nu crede așa ceva. Afirmația este reluată de Erigugena, la Perifuseor, este luată în mai multe rânduri. Și ce înseamnă asta? Că Maxim atribuie, pe de o parte, valorifică foarte mult omul. Îi atribuie o valoare foarte mare, pentru că fără om nu am putea, deci el, într-un sens cumva modern, nu am putea ști despre Dumnezeu fără a pune în valoare omul, așa cum a fost el creat. Deci apare acest principiu a fost numit de Baltazar Tantum Vantum. Omul urcă spre îndumnezeire atât cât Tantum Vantum, atât cât Dumnezeu coboară. Deci acest principiu al urcării și al coborării este unul fundamental pentru Tantum Vantum, este unul fundamental pentru Maxim și nu doar pentru el. Hans Urs von Balthasar numește acest principiu Tantum Vantum de o precizie matematică, de o precizie geometrică. Omul nu poate urca niciodată mai mult decât Dumnezeu coboară la el. Dumnezeu nu coboară niciodată mai mult decât omul este capabil să-l primească sau să se deschidă către el. Și vedem cum funcționează acest principiu Tantum Vantum și cu acel principiu despre care am vorbit adineaur, cel dintre analogie, capacitate de deschidere și analogie, sensul oferit de Hristos pentru o înțelegere deplină a Scripturii. Da? În fine, apropiindu-mă de final, mai am câteva pagini, dar o să mai sar așa. Pe scurt, modelul hermeneutului nu este altul decât Hristos, în care și prin care Dumnezeu se interpretează pe sine și care, în drumul către Emaus, le deschide apostolilor inimile, ca să înțeleagă planul mesianic al Scripturii. Ca logos întrupat și înțelepciune, Hristos inițiază această tradiție exegetică în toate palierile ei, fie cel literar, fie cel spiritual. Acesta este un citat din Vlad Niculescu. Am citat pentru a, și din autorii contemporani, pentru a-mi confirma mie că nu sunt, faptul că nu sunt pe o pistă cu totul eronată. S-ar putea ca textele părinților să nu le fi înțeles eu bine, dar unii exegeți îmi confirmă, să zic, această ipoteză de lucru. Finitudinea naturii umane face imposibil de cuprins, de interpretat pe cel infinit. De aici nevoia de a călăuzi, îndrumat la un moment așa. Aici cel care îndrumă, l-am amintit la început în acel fragment din Faptele Apostolilor. La un moment dat, un astfel de rol își asumă și Hristos însuși în drumul către Emaus. Ce se petrece pe acest drum, tâlcuirea Scripturilor, prezintă modelul oricărui cerc hermeneutic. Bineînțeles că, așa cum am spus, doar vă citesc niște autori din spațiul occidental, unde se întâlnește ideea că Hristos este interpret al Scripturii. Am întâlnit această idee la Vincențiu de Lerini, care în Comoditorium, capitolul 5, ne spune că numai lui Hristos i s-a dat prerogativa de a tâlcui. Acest rol al pedagogic al lui Hristos îl întâlnim și la Grigorie cel Mare, care ne spune așa, citez din omilii la profetul Ezechiel: datorită slăbiciunii noastre, nu suntem capabili de a pricepe cuvintele cerești. El însuși ne hrănește, cel care se potrivește pentru noi la vreme, cel care potrivește pentru noi la vreme măsura grâului, ne spune Grigorie cel Mare. Mai aproape de zilele noastre, un autor care ține de scolastică, Godescalc, și la el, în mod bizar, am întâlnit această formulare, potrivit căreia Hristos este prin excelență adevăratul teologic. Și la un autor târziu, pe care l-a editat anul trecut sau acum 2 ani, Alex Baumgarten, după singurul manuscris păstrat la Universitatea din Cracovia. Am dat aceste citate în grabă, mai sunt și altele, pentru a întări această ipoteză, cum că Hristos interpretă Scripturii, Hristos interpretă Scripturilor care vorbesc despre El, nu este doar o, să zic așa, un accident întâlnit la unul sau alt, ci are deja o tradiție care numără mai multe nume importante. Bun. Totuși, cumva, acest act hermeneutic pe care l-am întâlnit la Maxim are și o altă componentă discutată și de Umberto Eco la un moment dat, și anume aceea de intentio lectoris. Maxim este foarte prudent când tâlcuiește anumite texte în fața unui auditori. Era atunci valabilă, mai puțin astăzi, acea împreună tâlcuire. El, dacă veți citi prologurile pe care le pun,
pune la înaintea tuturor obelor sale, spune: am primit scrisoarea dumitale și o vom pune în fața fraților să o tâlcuim. Tâlcuirea, interpretarea era de felul următor: trimitea un egumen, un monah, o întrebare și maxim în fața fraților, puțin sau mai mulți, care erau mai avansați, să zic așa, discuta: uite cine a întrebat X. Și atunci ei toți spuneau părerea lor, interpretarea lor cu privire la acest fragment. Era o împreună cercetare, o împreună interpretare. Și niciodată, să zic, nu și-a asumat unul, asta e a mea sau așa. Deci ei împreună cădeau la, făceau o sinteză în ceea ce au prezentat și interpretarea pe care o oferea celui care cerea, îi oferea o interpretare comună. Împreună cercetare, împreună așa, este una foarte uzuală la Maxim. Deci în toate deputurile de scriere la Maxim veți găsi acest lucru. Bun. Dar era și o prudență la Maxim. De aceea spun de intenția Litus. Maxim, mai ales în capitele despre dragoste, prolog, dar și în Liber Asceticus, spune: ce, pe scurt, de a nu arunca mărgării tale porcelor. Dacă în fața ta ai un auditoriu slab, modest, nu trebuie să vii cu o exegeză super tare, foarte așa, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să-ți perceapă mesajul. Și atunci trebuie să-ți adaptezi interpretarea, trebuie să-ți adaptezi în funcție de auditoriul pe care îl ai. De aceea, Maxim folosește frecvent uneori îl întrebau chestii foarte grele, foarte așa, despre apocatastază, despre așa, cum îl întrebau pe Augustin ce făcea Dumnezeu înainte de nașterea timpului și îl pregătea acolo ce pregătea. Și îl întrebau și pe Maxim. Erau și atunci oameni care vreau să-i pună crosa la patină. Dar Maxim spunea așa, în frecvente bucate, spunea să contemplăm aceste lucruri în tăcere. Deci tăcerea ca un element important în actul hermeneutic. Erau locuri în care nu mergea mai departe. Spunea: aici trebuie să ne oprim și să ne contemplăm, să medităm în tăcere la ceea ce se întâmplă. Pentru că nu sunt eu vrednic sau nu am o tradiție care să mă... Pentru că tot ce îl legitima pe el era o tradiție. Nimic nu spunea, nu avea această dorință de originalitate. Și ca să vedeți că mă țin de textul Maxim, vă dau un citat din răspunsul către Tarase 43. Iată ce spune Maxim: marii dascări ai bisericii, putând spune multe lucruri despre această temă prin harul din ei, au socotit că e mai bine să cinstească locul cu tăcere, despre ce vă spuneam, nevrând să spună nimic mai adânc, din pricina neputinței celor mulți de a se ridica la înțelegerea celor scrise. Iar dacă au spus unii câte ceva, mai întâi au cercetat puterea ascultătorilor și așa au spus o parte din ceea ce puteau spune, spre folosul celor pe care îi învățau, lăsând cea mai mare parte neatinsă. Deci astea sunt cuvintele sale cu privire la a te adapta, a adapta discursul în funcție de auditorul pe care îl ai. Bun. Deci, apropiindu-mă de final, de asta dată chiar mă apropii, vă spun că actul interpretativ, actul hermeneutic al Scripturii este un act nu doar uman, nu este doar un act unidirecțional din partea omului, ci este un act sinergic, un act teandric de colaborare între divin și uman, iar pentru a înțelege de plin Scriptura, sau cât mai de plin, așa cum spunea Origen, că noi avem doar fragmente de înțelegere, pentru a înțelege cât mai bine, e nevoie de această conlucrare divino-umană. Iar, bine, aici avem și un alt argument de factură evanghelică. Domnul însuși ne-a zis că fără mine nu puteți face nimic. Deci, din nou, vedem că Hristos este cel care este în centrul oricărei acțiuni pe care o facem noi. Așa cum am amintit adineaur, Jean-Luc Mareu este foarte atent la acest fragment din Evanghelia după Luca, al drumului către Emaus, și el ne spune așa, citez: referendul însuși, cuvântul negrăit, transgresează textul pentru a-l interpreta, explicându-ne mai puțin textul, cât explicându-se pe sine însuși odată cu el și prin el, traversând dintr-o parte în alta. Acest citat este din Jean-Luc Marion de Saint-Lettre, ediția 82, pagina 207. Deci vedem că și Marion confirmă cumva această ipoteză de lucru pe care am lansat-o. Mergând mai departe, același Marion, referindu-se la același fragment din Evanghelie, ne spune: euharistia singură desăvârșește hermeneutica, iar hermeneutica se împlinește în euharistie. Nu și are locul decât în euharistie. Acest fragment este tot din lucrarea amintită de Saint-Lettre, pagina 212 de astă dată. Așadar, Dumnezeu, Hristos, după ce se face nevăzut, păfrângerea pâinii, ucenicii rămân cu un dor, cu ceea ce ar putea însemna dimensiunea eschatologică. Iar
cum bine știm în Apocalipsă, Hristos cum mai este descris în așa, cel ce vine, nu? Este cel ce vine, lăsând așa deschisă această portiță ca cel ce vine. Și de aici pleacă și Marion, ceea ce el numește ermeneutica fără sfârșit sau această... Iar apropo de, ca pentru a închide tot încheia lui Marion, într-o lucrare, într-un articol de fapt din 77, unde vorbește despre Hristos și textul sacru, Marion spune însuși, pentru exactitate este de verbele text, apare în Resurrection, apare acest în revista Resurrection, 75, pagina 69, dintre toate, ca să folosim un concept foarte tare al lui Marion, dintre, să zic așa, dintre toți, doar singurul Hristos este infinit saturat de sens. Ca să venim la fenomenul saturat, la sens și la toate, doar Hristos singur este saturat de sens. În rest, așadar, mi se pare că avem o situație paradoxală, încă din titlu. Pe de o parte, suntem înștiințați că Hristos este piatra din capul unghiului, asigurând unitate tuturor elementelor, părților, bisericii sale, în definitiv. Iar pe de altă parte, sensul oferit de Hristos ucenicilor cu privire la tălmăcirea Scripturii, dezvăluită acestora în drumul spre Emaus, nu poate fi încadrat nici într-o doctrină a interpretării, în nicio tipologie, fiind un sens care scapă oricărei clasificări, deoarece niciodată nu se epuizează, fiind întotdeauna pe cale, așa cum erau și ucenicii în drumul spre Emaus. Astfel am închis, cumva zic eu, o paranteză, un cerc, plecând de la faptul că toți exegeții cunosc că Hristos este piatra din capul unghiului, însă ceea ce El ne oferă, sensul pe care El ne-l oferă în drumul către Emaus, este neglijat de către toți exegeții care să-L pună într-o tipologie și să-L încadreze cumva acolo. Mulțumesc frumos, îmi cer iertare că m-am lungit nepermis de mult. Și aștept cu înfigurare întrebările dumneavoastră care le vor identifica și pe acest drum al meu spre casă. Prezentare savantă și comprehensivă în același timp. Una care ne arată, de fapt, cum anume funcționează hermeneutica într-un caz exemplar și care ne arată totodată ce anume s-a pierdut odată cu transformările moderne, nu doar ale hermeneutici, ci ale gândirii filozofice în general. Întrebarea mea era legată de sensul inclasabil. Am înțeles la final că e inclasabil în sensul că e un sens de neîncadrat în tipologii umane, de necuprins până la capăt de către om și de nerealizat până la capăt de către om. În ce măsură însă este, cum să zic, posibil să mai folosim după toată această istorie modernă și actuală a hermeneuticii un principiu hermeneutic atât de tare. Mă refer în special la filozofie, în ce măsură putem folosi în filozofie, fiindcă bănuiesc că în exegeza biblică este foarte actual. Există, cum să zic, un corespondent actual, poate nu atât de tare, dar în orice caz care și are sursele în acest tip de hermeneutică pe care l-ai prezentat și care este încă activ, este încă posibil omului de astăzi? Da. Cum probabil ați observat cu toții, demersul meu a încercat pe cât posibil să se cantoneze cu privire la hermeneutica Scripturii și aici am încercat să urmăresc aceste elemente. Acum, cu privire la ce spunea domn profesor Bondor, cu privire la dacă este un corespondent în filozofie, n-aș putea să... N-am reflectat foarte... Eu mai degrabă am căutat să văd limitele, să zic, unui tip de hermeneutică, să zic așa, demarat în posteritatea lui Schleiermacher. Am încercat să văd care sunt delimitările și limitele. Pe de altă parte, așa, gândind eu acum, aș putea spune că nu avem un sens atât de tare, cum bine ați intuit, nu avem un sens atât de tare care să vină dinspre așa, dar totuși aș putea să vorbesc, eu știu, într-un limbaj mai colobial, mai vulgarizând foarte mult, dar cred că ar fi vorba de, poate nu epuizează cu tot, ar fi vorba de intuiția pe care o are la un moment dat un exeget. Asta zic, dar nu la fel de tare. Noi mergem în fața unui text,
Acum trecem în registru filozofic, spune, avem în față un text de filozofie, un text accesibil tuturor, Critica rațiunii pure, ne aplicăm asupra lui și citim. Citim în traducerea lui Baghdasar sau în germană, unii mai privilegiați, dar citim textul în traducerea lui Baghdasar și atunci, Moisu, și atunci noi urmăm un anumit tipic, adică avem o anumită metodologie în mintea noastră, cum să abordăm un text, știm câte ceva, aplicăm niște principii, fie tacit, fie așa explicit în mintea noastră, cum să abordăm textul lui Kant, spre pildă. Însă la un moment dat, sau dese rânduri, întâlnim obstacole de înțelegere, anumite, să zic. Și atunci, cred eu așa, acum că la un moment dat ar fi o, dacă folosesc luminare, se vor spune că trec chiar și în registru, dar ar fi o intuiție pe care o avem și pe care putem merge până ni se infirmă acea intuiție sau acel, să zic, feeling pe care îl avem față de o anumită, nu știu așa, se poate infirma, e adevărat, aici, dar repet, este un sens mult mai slab în comparație cu, așa văd lucrurile eu acum. Dar aici, în registrul acesta, ieșind din cadrul exegezii biblice, nu mai poate fi vorba, cred eu, de un act teamnic, ci este vorba de un act unilateral, adică din partea exegetului, care el se luptă cu textul kantian, care l-am dat exemplu, și este meritul său de a face o exegeză savantă, inteligibilă pentru ceilalți, sau, din potrivă, de a ieșua în a înțelege pe cap. Deci nu mai este un, cum să zic, o parte care să vină să-l salveze. Este adevărat, revin la prezentarea mea, este adevărat că omul se deschide, el face efortul de a înțelege textul, se deschide, dar s-ar putea ca niciodată să nu fie răspuns din partea cea. Deci niciodată nu avem o garanție că noi, apucându-ne să tărmăcim, să interpretăm un text al Scripturii, avem, niciodată nu avem garanția că da, am terminat Cântarea Cântărilor și dintr-o dată vine despre noi, o ne luminează și înțelegem pe deplin. S-ar putea ca efortul nostru să fie până, să zic așa, până la final și nu avem niciodată un feedback din partea cealaltă. Să fim precum tâlharul de pe cruce, da? Ajungem și în ultima secundă să se, să se răstoarne cu totul paradigma pe care noi am. Da, e posibil și acest lucru. Bine, am discutat mai mult la nivel metodologic și care ar fi, cum să zic așa, cum ar trebui să se întâmple într-un mod ideal ca să avem o înțelegere de plină a Scripturii. Până atunci aveam doar fragmente, doar prilejul de înțelegere, cum spune Origen, care era foarte conștient de faptul acesta, că fără o luminare din partea Duhului Sfânt, așa, nu avem o înțelegere de plină. Dar ca să revin la întrebarea așa, asta cred eu că e vorba de o intuiție, de o pistă pe care mergem, care ne poate confirma, se poate confirma bine sau din potrivă. Nu poate confirma că am înțeles. Zic eu, s-ar putea să greșesc. Vreau așa să vin în o completare, sau nu știu, nu neapărat completare, o sugestie. În Paderic, la un moment dat, Nava este întrebat de tâlcuirea unui text, și lăsându-și ucenicii, merge și se roagă în pustiu și îl invocă pe Moise, pe prorocul Moise, să îi spună exact despre ce e vorba în acea tâlcuire. Pe de altă parte avem în viața Sfântului Ioan Gură de Aur o mărturie a ucenicului său că ar fi fost inspirat de Sfântul Apostol Pavel în interpretarea epistolelor pauline. Există acest sens, acest gen de intuiție, de convorbire, de inspirație și în lumea filozofilor, dacă ne gândim la antici, mărturisesc și ei de o muză care inspiră. Bine, acum depășește cu mult puterea mea de explicație și de... Dar vă aduc în atenție un episod, după ce a murit Platon, cineva visează, scapă numele acum, cineva visează un copac cu mai multe păsări care toate zburau pe acolo prin copacul respectiv și cel care visează duce la un gheron, la un bătrân. Să-i spun, ce înseamnă acest legat de Platon, copacul cu păsări care zboară și așa mai departe? Și el tâlcuiește foarte simplu. Copacul reprezintă Platon, păsările care zboară sunt ideile sale, iar tu, ca exeget, e cu neputință să le prinzi. Pentru că el zboară în toate direcțiile și așa.
apropo de vise și cum trebuie să le... Acum, sub imperiul unei stări din acestea onirice, putem visa sau putem să credem că ne-a inspirat, astea pot fi și înșelări diavolești, dacă tot ne referim la perioada pe care o invocați, la Pateric. Pot fi și de această natură, pentru că un teolog prin excelență, chiar așa, este și adversarul, vrăjmașul, nu? Adică el e foarte priceput în chestiuni teologice. A avut timp mai mult la dispoziție să studieze și să știe cum să abordeze problema. Dar trebuie, aici apare un alt element pe care eu nu l-am mai invocat, dar pe care îl dezvolt. Probabil va fi o parte dintr-un volum la care lucrez de ani de zile. Apare un alt element care se regăsește la Dionisie, la Maxim și la alții, acel de diacrisis, de discernământ. Pentru că aici intervine discernământul exegetului. Tu ai o plajă foarte largă sau de anumite piste pe care le urmezi, dar tu, cu capacitatea ta de discernământ, decizi unde să mergi. Asta face diferența între o interpretare, să zic, legitimă sau așa, și pe de altă parte o interpretare care nu este legitimă din perspectiva unei tradiții. Repet, totul se juca, interpretul era foarte, foarte atent monitorizat, pentru că interpretul era prin excelent cel care putea cădea în erezie cel mai ușor. Da? Interpretul cădea cel mai ușor în erezie pentru că el se îndepărta cumva prin exegeza sa de punctul și trebuia să aibă granițe foarte mobile, dar în același timp foarte ferme. Pentru că dacă ieșea din așa, interpretul era cel suspectat de erezie. Arie, dar nu mai dau, Sabieri și alți și alți, tocmai dintr-o interpretare de acesta au ieșit dintr-o tradiție care i-a amendat foarte drastic, poate așa, și au și dispărut din peisaj. E ținut doar istoria ideilor, istoria așa. Da? Deci, interpretul, exegetul era admirat, de aceea era și admirat, dar era și totdeauna era și suspectat, că trebuie să fie. Maxim însuși, care, dacă îmi permiteți, până de curând, Maxim însuși, care mi se pare un exeget prin excelență și lucrările sale, Ambigua către Ioan, Răspunsul către Talasie, Libera, toate sunt cărți de exegeză, nu apare până într-un tratat de curând, nici într-un manual de exegeză măcar amintit. Deci apar tot felul de obscuri care au trăit prin așa, care nu comentează decât foarte puțin, dar el nu apare, nu știu acum, nu suspectez nicio conspirație, dar ca idee el nu era considerat un interpret în modul așa, autentic. Manualele organizate sau construite de către Occidental. Dar acum v-aș ruga să revenim la acel pasaj din Faptele Apostolilor și să confirmați la voastră că dacă cuvântul pe care l-am ales eu este unul relevant. Eu m-am oprit din lectura pe care am făcut-o înainte de a veni la acest eveniment, m-am oprit asupra unui cuvânt din acest fragment pe care l-am citat, este cel de famen. Acest bărbat din Etiopia, famen, mare dregător. Și vă spun și de ce. Famen, cum bine știți, în limba română, vine din latinescul feminus. Om care este feminat, din pricini, fie din natură, fie ca avut el. Să se castreze, asta era ideea. Sau altceva. Origena era cochetat și cu ideea o bună perioadă. Dar nu asta e important. Pentru mine, acest famen care apare aici, e o interpretare care poate fi considerată un exces de alegorie sau de așa, evident. Dar acest famen mi se pare pus în fața unui act interpretativ, unei lecturi din Isaia. Și așa, mi se pare că reprezintă exegetul prin excelență. Așa, omul nedesăvârșit, fie din natura sa este una slabă, este una, el nu poate să-și îndeplinească funcțiile pentru care a fost cea de bărbat, să spun. El este un om nedesăvârșit, cum suntem cei mai mulți dintre noi. Și el este famenul acesta, nu cred că apare cu totul întâmplător. Putea să apară un alt dregător. Putea să apară aici, zic eu după mintea mea. Repet, poate fi un exces de interpretare. Dar acest famen nu cred că apare cu totul întâmplător în Faptele Apostolilor. Ar putea fi, și o să dezvolt o să interpretez această chestiune într-un text, de sine stătător, ar putea fi considerat sau ar putea fi asimilat cu natura noastră finită, nedesăvârșită, incompletă, care se află în fața unui text și nu îl poate recepta în mod, să zic, deplin, într-un mod întreg. E o interpretare care poate suporta, evident, amendele dumneavoastră. Mi s-a părut, când am citit textul,
printr-o intuiție, mi s-a părut că acest concept, în jurul acestui termen, acest personaj, famen, pivotează între întregul pasaj, întreaga acțiune. Mi s-a părut mie. Altfel, starea asta de famen, poate că e o stare care poate fi, să zicem așa, depresivă pentru cel care este în altfel de stare. Și tot mai interesant este că el reușește să găsească modul sugestiei sale. Foarte posibil. Foarte posibil. De regulă, cei de la filozofie știu că depresia nu e un lucru rău, cum consideră psihologia. Poate genera texte foarte valoroase. Adică, nu e de experimentat, dar se întâmplă și astfel. Hermeneutica apoi vine de la Hermes. Trismegistus, de care a pomenit un profesor George Gondor. Și despre care a spus că este cel care îi face intermediul. Nu cred că hermeneutica derivă de la Hermes, în niciun caz. Hermes, asta intrăm într-o zonă esoterică, cu totul. El este interpret, normal. Apare și în Fratele Apostolilor, pomenit. Deci, când aș merge mai jos, la Hermes, dacă am merge așa pe etimologia, Hermes era un mijlocitor, dar lucrurile sunt mai... Oricum, eu vă mulțumesc tare mult, m-am străduit să prezint, să nu citesc chiar de la cap la coadă, care a fost cu totul neplăcut pentru dumneavoastră. Am mai zis așa câteva lucruri sărind fragmente. Dacă aș fi citit, aș fi fost mai coerent, asta e limpede, dar mi-am asumat acest... Se tratează la Facultatea de Filosofie hermeneutică biblică? Astea sunt proiecte individuale pe care fiecare dintre noi le diverse tipuri de hermeneutică le abordează. Nu există o direcție a facultății pentru hermeneutica biblică, dar sunt persoane... Un curs de sine stătător, nu, dar sigur. La cursurile hermeneutică sau la cursul al domnului Aflorae sau la cursurile de filozofie contemporană sau de cercetări hermeneutice actuale de la masterat pe care le țin eu, unele chestiuni de hermeneutică biblică sunt atinse. Fie doctrina celor patru interpretări, în special la cursurile hermeneutică, fie eu, de pildă, sunt uneori atras pe concepția lui Paul Ricoeur despre hermeneutica biblică. Cred că am și vorbit aici, dacă nu mă înșel, cu 2 ani despre chestiunea asta. Deci preocupări în acest sens sunt și mai sunt și alți colegi care ating chestiunea, dar instituțional un curs de hermeneutică biblică sau de exegeză biblică nu este. Și câteva capitole. Câteva capitole sunt. Dar vă pot asigura, așa cât am observat eu, că se fac lucruri serioase prin comparație cu alte instituții. Dar asta e chestiune subiectivă, evident.